Cred că astăzi am avut o ședința Comitetului Interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie. Este, de fapt, primul pas. O ședință pe care eu o aștept de un an de zile. Pentru că în momentul în care am dat în stare de urgență anul trecut, era complicat să vedem acest scenariu, cum vom reveni la normalitate. Și astăzi putem să vedem cum vom reveni la normalitate, de aceea avem acest comitet interministerial care să pregătească prima parte, 1 iunie. 1 iunie nu înseamnă că revenim cu toți la normalitate, dar înseamnă un prim pas, un pas important. Am spus că atunci putem să facem acest lucru dacă avem aproape 35% din populația care trebuie să fie vaccinată. Deci depinde de noi, așa cum a depins și până acum, și acum depinde de noi să revenim la normalitate. A fost o ședință în care s-a aprobat regulamentul, o ședință în care l-am spus colegilor mei cam cum cred că ar trebui să lucreze. Fiecare minister va veni în comitet cu propuneri pe care le discută întâi cu sectoarele pe care le are în subordine. Sunt toate ministerele pentru că toate ministerele au avut tot felul de măsuri anul acesta care le-au afectat activitatea sectoarelor pe care le monitorizează, le administrează. Bineînțeles, Ministerul Sănătății, bineînțeles, Ministerul Afacerilor Interne sunt acolo pentru că toate aceste măsuri vor trebui discutate cu Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne și vor trebui filtrate. Dar, vă spun, a fost o ședință sau o întâlnire pe care aștept de un an de zile, o întâlnire care ne dă speranță. Am început astăzi, începem să ne gândim la revenirea la normalitate. Le-am spus colegilor mei că săptămânal este în regulament să se întâlnească, dar pot avea ședințe extraordinare oricând. Și încurajez să se întâlnească oricând ca să putem să avem pe masă cât mai repede soluții pe care să le prezentăm public, pentru că apoi să ne putem pregăti pentru această revenire la normalitate, prima fază a revenirii la normalitate de la 1 iunie. Și știu că o spun de foarte multe ori, dar depinde doar de noi. O campanie de vaccinare de succes aduce și normalitatea în România. Acestea au fost discutate astăzi în această ședință. Câte o întrebare, dacă se poate. Vă mulțumesc. Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, concret, ce se va întâmpla de la 1 iunie? Dumneavoastră ați vorbit de o relaxare. Președintele spunea că mai degrabă ați putea prezenta un plan de măsuri. La ce se aștepte românii? Are de toate președintele, am de toate și eu. Da, este un plan de măsuri care arată cum vom reveni la normalitate. Nu revenim la 1 iunie la 100%, asta este clar. Dar vom arăta primul pas, ce putem face când vom avea o rată de vaccinare de 35% și apoi putem să discutăm și de pașii următori. Dar, vedeți, este o condiționalitate și o spun de fiecare dată. Nu se întâmplă fără vaccinare. Deci revenirea la normalitate nu se poate face fără vaccinare. Este singura soluție. Am fost închiși, am trecut 2 luni de zile și n-am revenit la normalitate. Deci nu aceasta e soluția, soluția este să ne vaccinăm. Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Înțelegem că proiectul, Planul Național de Redresare și Reziliență, ar trebui să sufere modificări pentru a putea fi aprobat de către Comisia Europeană. Proiectele pentru irigații, dar și proiectele pentru infrastructură, nu ar fi acceptate de către Comisie. Dacă puteți să ne spuneți cum va arăta și ce se va întâmpla cu aceste proiecte? Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost săptămâna trecută, ministrul a fost acolo. Este o negociere. Noi am prezentat un plan. Comisia Europeană a venit cu comentarii. Noi revenim cu aceste comentarii. Eu nu aș spune că a refuzat ceva Comisia Europeană, pentru că nu este adevărat, nu are cum să se întâmple acest lucru. Cred că este vorba de fine-tuning, de a remodela ceea ce avem noi în planul nostru de reziliență și reconstrucție și reziliență pentru redresare și reziliență, pentru a intra exact în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeană. Deci nu văd aici nicio problemă. Domnule premier, Maria Toadă, Antena 3, dacă îmi permiteți două întrebări. În primul rând, dacă erați în cunoștință de cauză
cu privire la situația gravă cu care se confruntă bolnavii de cancer. Mă refer la ceea ce se întâmplă la Institutul Oncologic, lipsesc medicamentele. Proaspătul ministru susține că va demara o anchetă în acest sens. Dacă ați fost informat, se pare că fostul ministru al Sănătății era în cunoștință de cauză și nu s-a rezolvat nimic. Dacă ați fost informat și dacă este nevoie suplimentar din partea Guvernului vreo intervenție în acest sens, având în vedere situația disperată cu care se confruntă bolnavii de cancer. Și a doua întrebare, în ceea ce privește deciziile din Comitetul Național pentru Situații de Urgență pe care îl coordonați, dacă Grecia a fost introdusă pe lista statelor, lista galbenă, de asemenea Maldive și dacă a fost scoasă Republica Moldova. Mulțumesc. Ședința CNSU este în desfășurare, vă comunica după aceea. Dar în ceea ce privește situația de la Ministerul Sănătății, haideți să așteptăm concluziile pe care le va avea doamna ministru și după aceea le vom face dar public. Dar știați de situația de acolo? Ați fost informat de fostul ministru al Sănătății? Haideți să așteptăm concluziile. Este o informație pe care am avut-o cu toți, o avem cu toții acum și să așteptăm concluziile, să vedem când s-a aflat, cine a știut și după aceea vom veni pe ele publice. Bună ziua, Jelena Vatkovici, România TV. V-am să vă întreb dacă luați în calcul o propunere care ar putea să vină săptămânile următoare cu privire la redeschiderea restaurantelor pe bază de test, de asemenea reluarea evenimentelor private, de asemenea pe bază de test rapid sau PCR, în contextul în care există aceste măsuri de relaxare. Mulțumesc. Toate propunerile vor fi discutate în acest comitet interministerial. Acesta este rolul acestui comitet interministerial. Cred că pentru perioada imediat următoare putem să vorbim doar de teste pilot, de evenimente pilot, de situații pilot. Nu putem să vorbim în perioada imediat următoare de a redeschide un sector sau altul în totalitate. Dar sunt deschis tuturor propunerilor, vreau să le văd, ele vor fi pe masa Comitetului Interministerial și vom lua decizie împreună acolo cu toții. Ați vorbit despre teste pilot. Puteți să ne dați exemple ce ar putea fi redeschis mai devreme ca un test? Eu aș vrea să fie redeschis totul mai devreme, dar cred că sunt câteva propuneri în acest moment la Ministerul Culturii. Știu că sunt avansate discuții pentru teste pilot, pentru Teatrul Național și pentru Opera Română. Vom vedea cum vor arăta în final, dar acestea, din ceea ce știu eu până acum. Și cu masca ce se întâmplă? Renunțăm la ea? Și când? După ce ne vaccinăm, vom renunța și la mască. La 1 iunie? La 3 iunie cam de vreme să renunțăm la mască, sunt doar 35% dintre persoane. Dacă avem această țintă de 35%, nu. Trebuie să ne gândim la a renunța la mască după ce avem acea țintă de 10 milioane de cetățeni vaccinați. Până atunci nu are sens să discutăm despre așa ceva. Gabriela Del Pupo, B1 TV. A apărut în spațiu public o informație destul de controversată, numirea lui Romulus Burlacu la Inspectoratul de Stat în Construcții. Din documentare aflăm că acesta ar fi avut probleme cu Agenția Națională de Integritate, semnând contracte cu la o firmă la care era acțional, cu statul și, bineînțeles, timp de 3 ani n-a avut voie să ocupe funcții publice. Dacă puteți să ne spuneți dacă știați de situația dumnealui și dacă puteți să explicați mie. Eu cred că domnul Bulacu deja a venit și a explicat situația dumneavoastră, cred că a și dat și un comunicat. A fost întoarsă decizia și în acest moment nu are o decizie definitivă, se rejudecă, din ce știu, procesul. Bună ziua, domnule premier, Marganițu, Alef News, în completarea colegei mele. Aș vrea să vorbim despre persoanele controversate din guvern și mă refer aici la secretarul general adjunct de la Ministerul Sănătății. Am văzut declarația dumneavoastră ieri. Întrebarea este următoarea. Este nevoie să reorganizați, să desființați un post pentru a elimina o persoană și mă refer și la doamna Elena Petrașcu, pe care ați adus-o în aripa dumneavoastră la SGG. Ce o recomandă pe doamna Petrașcu? Vedeți, nu a recomandat nimic. Tocmai că a fost mutată din secretar general de la Ministerul Justiției și a venit aici. Asta este problema. Am învățat din acel lucru. Nu a recomandat nimic să vină la guvern. Dar atunci când am mutat-o de la Ministerul Justiției, automat a venit inspector în cadrul guvernului. Corect. Ați semnat acel decret? Da, atunci am semnat. Și atunci am spus că e mult mai ușor, dacă avem oameni cu probleme, să desfințăm postul. Eu am avut, știți foarte bine că este la acea persoană din Ministerul Finanțelor care are o decizie de colaborare cu securitatea. Am reorganizat Ministerul Finanțelor și postul meu sale a fost desfințat. Acea poziție pe care era. A fost mutată mai jos, bineînțeles, asta e în reorganizare, dar am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință. Deci se poate face prin reorganizare dacă vrem să mutăm. Numai dacă mutăm dintr-o parte în alta, nu rezolvăm nimic, dacă sunt oameni cu probleme.
vă gândiți să faceți niște reguli clare, adică să evităm astfel de situații? Putem să facem prin modificarea codului administrativ. Și dacă avem persoane care au decizii de colaborare cu securitatea, dar putem să facem acest lucru. Mulțumesc. Bună ziua, Dorian Niculat, la Agenția de Presă Quick News. Domnule premier, pe 4 mai se va redeschide școala. Cum se va face această redeschidere a școlilor? Guvernul României va asigura testele non-invazive pe care ministrul Sorin Câmpeanu le-a solicitat acum o lună de zile? A fost o discuție astăzi în acest comitet tangențial. Ministerul Sănătății și Ministerul Educației se uită în acel moment la care este situația și cum vor reveni copiii la școală după 4 mai. Vor fi asigurate testele non-invazive cerute de ministrul Câmpeanu până deci, haideți să vedem ce concluzii au cele două ministere și apoi vom comunica public. Laura Culiță, știrile ProTV. Există posibilitatea ca până să ajungem la acea bornă de 10 milioane de vaccinați să facem teste în localitățile unde nu sunt înregistrate cazuri de îmbolnăvire sau unde rata de incidență este foarte mică, iar acolo să nu mai poată, să nu mai fie purtată masca? Eu nu sunt adeptul măsurilor disproporționate. Aș vrea să luăm măsuri pentru toată lumea. Nu a fost această propunere, nu s-a discutat în acest moment. Dacă este o propunere care vine către Comitetul Interministerial, o voi lua în calcul. Dar în acest moment nu a fost discutată această propunere. Propuneri pentru zonele unde incidența este de la mare, de exemplu, au fost făcute până la această dată și dacă da, despre ce este? Nu, în acest moment nu. A fost prima întâlnire a Comitetului, v-am spus că s-a discutat regulamentul, sigur vor avea discuții în perioada următoare. I-am încurajat pe colegii mei să se întâlnească des, să avem niște soluții cât mai devreme pentru a avea timp să pregătim această etapă de 1 iunie. Vă mulțumesc mult de tot!